Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip cu Making the Euro Carpathians cu un cont super, super mișto. Eu sunt Taker și înainte de toate vreau să vă reamintesc de canalul din descriere. Vă aștept acolo cu un like și un subscribe pentru că acolo mă punem iarăși 2-3 clipuri cu RO pe zi plus live-uri. Și na, postăm lucruri interesante. Înainte de toate vreau să vă aduc aminte și de platforma de pe Instagram, adică contul de Instagram RavenTKR, unde postez toate conturile de vânzare, inclusiv acest cont este de vânzare, bineînțeles, și acolo puteți să vedeți o diversitate de conturi, poate găsiți ceva care vă interesează. Dacă aveți și voi nevoie de o vânzare de conturi, o promovare la orice, un clip, nu ezitați să mă contactați, aveți Instagram acolo, RavenTKR. Mă bucur că platforma crește super, super mult și că vă place ceea ce fac, fraților. Și, bă, dacă vreți să continuăm, lăsați voi un like acolo, să vedem dacă putem strângem 100 de like-uri. Oricum, efectiv, tot ce fac în ultima perioadă, băi, chiar îmi place, sunt super motivat și, Doamne ajută, țin să menționez, Doamne ajută să mă țină așa mereu, țin să menționez, fraților, că acest cont se poate da și cu o șamancă de nivel 45 cu M7, adică 104 int și na, bun. Pe cont nu s-a mai jucat nimeni pe o perioadă destul de lungă de timp, de asta e un cont oricum clasic, ca să zic așa, un cont care merită să te distrezi. Ok, stai așa în meniul ăsta aici. Avem mistrețul cu leu alb, să vedem și noi ce damage am putea să avem. Hai să facem și o mică prezentare a contului. Deci, oara aură nivel 49, P-ul la aură, ceva destul de important. Biologul, care este la blesteme, a adus 4 cărți. Hai să vedem și un damage. 4K, fără pet, fără nimic. Băi, un damage super, super decent. Băgăm și o critică și o pătrundere aici. Alchimia, rubin, full PVM. Diamant, full. Onyx, full. Granat, full. Și safir, rezistență Sura War Ninja, extraordinar de bun și ăsta. Ok, carte abilității, Iureș. Și mai avem aici, bun, da, bă, a picat fixiure și pe care l-am citit acum, încă 3 cărți pentru M7, super, super. La capitolul iteme, contul are așa, FMS 36 medie, talisman fulger plus 1, 30 insecte, 20 gheață, întunecare 20, rezistență semi 2%, platuși de tigru, 1500, 15 vânt, 15 săgeți, 15 clopot, 15, 15, 15, cum s-ar zice. Coif, 15 vând 20 ESO, deci set de ESO superb. Pentagon, imun 20 ESO. Brățară, 1500, 10 absorbită, 10 vând, 3 pătrundere, deci super pentru ESO. Cercetea Banos plus 9, 20 drop, 15 gheară, superb și ăștia. Colier de vânt, 1500, 3 pătrundere. Papuci, 1500, 15 gheață, deci un cont super, super bun, atât pentru farmat la metine, cât și pentru farmat la cioburi. Chiar este genial, nu cred că te mișcă. Aoleu, Doamne, această eroare cu clientul nu poate fi deschis, repornește lansarea. Băi, deci, fraților, dacă ați ajuns până aici, lăsați-mi și mie în comentarii dacă doar mie îmi dă eroarea asta, dacă nu v-a dat-o și vouă cel puțin odată, pentru că, bă, nu știu, frate, ce... Unii zic că nu e normal să-ți dea eroarea aia. Dar mie mi-o dă, bă, cel puțin o dată la o oră. Gen, ies de pe cont și îmi dă eroarea aia. Nu știu, frate, care-i faza și... acum... băgăm și noi un nou copyright sounds. Așa. Bun, hai că CH6 mi se pare un CH destul de norocos. Adică să găsim și noi metine. Băi, îmi place super mult skin-ul ăsta.
Are 10 caractere, cred că toate sunt de cioburi, dacă nu mă înșel, o să ne uităm imediat. Oricum, setul de cioburi e genial, pur și simplu, deci mai mult nu poți să ceri. Chiar e super, super. Chit că nu prea se mai farmează la ESO, dar e un set genial. Eșarfă de 19 cu 6 medie. Brățară 15 magie. Brățară 10 semi, 20 ESO. Cercei 20 ESO, 20 diavol. Scut pentagon imun 10 semi. Super mișto și ăsta. Colier 1515 sabie. Papuci 1515 sabie. Coif 10 semi. Colier 1500 PV 5 pătrundere. Abanoș 15 sabie 6 săgeți 6 pumnal 3 semi. Plasul de călugăr 2 KPV 15 mâini 10 sabie 10 vânt 10 fulger. Încă o plasă de leu super mișto și asta 2 KPV 15 pumnal 15 săgeți 10 daune forță. Încă un tigru 1500 PV 15 sabie. Armura asta PVM superbă pentru metine, 1500 PV 5, 10 daune, 5 valoare atac cu 6-7. Și această sabie sângeroasă plus 6, care e mai mult de fan. Contul e echipat decent și PVP și PVM. Hai să dăm puțin schimbă, pentru a vedea conturile de pe schimbă. Da, deci mai sunt încă 5 conturi pe schimbă. Mie chiar mi se pare un cont superb, deci chiar superb, cu care poți să faci treaba oricând. Hai să mergem și noi în deșert. N-am mai format de foarte mult timp în deșert. Aproape că mi-e o mapă străină, formam foarte mult pe Tiger Ghost în deșert. Acum, nu știu, parcă ori n-am mai avut eu de ce să farmez în deșert, ori nu știu, pur și simplu am uitat mapa asta pe Tiger, oricum era și altă situație. Pentru că erau side eventurile și acum sunt, dar ne jucând pe Carpatia sau pe un server cu side eventuri, nu prea am mai stat eu în deșert. Hai să vedem și noi dacă mai are ceva antice pe cont, legendare, medice, niciun caz, pentru că oricum v-am zis că e un cont vechi. Un cont vechi, bă, care încă se ține bine, metinul umbrei. Dar cum ajunge aici? Cred că pe aici, da? Bă, cum l-am văzut pe ăsta. Ochi de vultur. Ok. Deci cu un pet oricum, deci 4K în metin umbrei, după cum se vede, cu un pet eu zic că se ajunge lejer aproape de 5K și dacă îi pui și jadu, clar ajungi la 5,5 garantat cu acest FMS cu 36 medii, deci nimic, nimic senzațional. Cartea abilității accelerare. Vorba mai sunt aici două aur, ba nu, o aură, două tăișuri, o săgeată de foc pe care o să o arunc. Se pare că băieții mei, mamă, frate, tu, voi vedeți aici cum sunt ăștia cu Bobu? Băi, what the f bă. Picioare de păianjen, picioare de păianjen, carte abilității, ia să iau mă cartea asta. Teamă. Hai că o las aici. Ia să iau și astea două picioare de păianjen, că parcă sunt mai scumpe. Foarfece de scorpion. Băi! What the fuck, man? Deci nu-mi vine să cred, așa bobări. Parcă e... de la un alt nivel. O jur. Nu mă așteptam la lucrul ăsta. Oricum, fraților, per total, ca să-mi dau așa o părere despre cont, la ce preț e, eu zic că e un preț decent. Se știe că contul poate mai mult, gen cu o mitică, eventual un upgrade la iteme, deși scutul ăsta v-am zis, e super mișto, de semi și imun. Și din câte văd, scutul ăsta mai mult ca sigur a avut 10 semi primul bonus și după aia i-a adăugat băiatul din ad. Și nu știu de ce mi-a adăugat bonusul, pentru că dacă avea doar 10 semi și imun, bă, cred că ar fi arătat, bă, top, rău de tot, să vezi acolo doar 10 semi și imun, două bonusuri. Avea niște papuci, deci a 2K, 15 sabie, doar atât, două bonusuri. De level 9 plus 9, bă, deci cât de mult mi-a plăcut aia. Și un cont ăsta, nu știu mă, frate, parcă
parcă se face ziua mai bună. Să ai un farmer de ăsta, plus că poți farmezi și CD3 liniștit, poți farmezi absolut oriunde, la orice side event. Chiar mi se pare ceva top. O platformă mișto. Aș putea să zic fără sare și piper, pentru că dacă avea un rib cu 50 medie și mai multe nebunii, prețul ar fi fost cu totul și cu totul altceva. Dar, per total, eu zic că e un cont mișto. Dacă vreți să mai vedeți poze cu contul și așa mai departe, aveți oricum în... Ia stai să plătim și 1940. Aveți oricum Instagram-ul Raven, TKR, și v-am zis, numai acolo, fraților, să vedeți toate platformele pe care le pun la vânzare și așa mai departe, platformele voastre pe care eu le intermediez, și dacă aveți și voi nevoie de vreo vânzare de platformă sau orice altceva, știți unde să mă găsiți. Acel Discord, acea pagină de Instagram, cum s-ar spune, și o să ne facem oricum și grup de Discord în viitor. Bun, fraților, cam asta a fost și cu acest clip. Eu am fost Taker și până data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pupat. Ciao.